Cei mai temuți mafioți păziți mai ceva ca șefii de stat, chiar și în spatele gratiilor, și nu fac nici doi pași fără a avea mascații pe urme. Adrian Corduneanu vine la instanță doar însoțit de dubele trupelor speciale. Vitalie Proca, asasinul plătit din Republica Moldova, a fentat securitatea și avea un telefon în celula de la Rahova pentru că era contactat pentru negocieri de liderii din Chișinău. În comun Adrian Corduneanu și Vitalie Proca. Ambii sunt păziți non-stop de trupele speciale și ies din penitenciar doar înconjurați de mascați. Mai ceva ca Omar Haisam. Soția lui Corduneanu s-a plâns că soțul ei a fost mutat într-un penitenciar aflat la sute de kilometri distanță, iar orele de vizită au loc doar în condiții de securitate maximă. Opt-nouă mascați îl păzesc ca și cum ar fi cel mai periculos om de pe planetă. Sunt înarmați până în dinți. Folosesc două dube ca să-l transporte. Acum este la închisoarea din Focșani, însă când era la Arad, făcea două zile pe drum până la Iași, acolo unde se judecă dosarul lui. I-a strâns în brațe pe copii, îi este dor de ei și speră să ajungă cât mai repede acasă, a povestit Carmen Corduneanu. Am venit trei copii frumoși și una și alta. De departe, pe capul lui Vitalie Proca este pusă cea mai mare miză. Milionarul Renato Usatâi, dat în urmărire internațională de autoritățile din Republica Moldova, a publicat o înregistrare a unei discuții telefonice pe care a purtat-o cu Proca, chiar dacă acesta este închis la Rahova în regim de maximă siguranță. Eu maximum și pot, eu fac. Așa eu dacă zic da, la mine nu există, azi da, măi, nu așa pierda. Oamenii ne-au spus un lucru, te depinde cât de probat o să fie și aici asta par. Vitalie Proca este condamnat în România la peste 21 de ani de închisoare pentru o tentativă de asasinat din anul 2012, dar de numele său mai sunt legate și alte asasinate comise la comandă.